Județul Gorj va fi reprezentat la Târgul de Turism al României de la București. Astfel, mâine, Ansamblul Doina Gorjului, dar și Muzeul Județean Gorj și Școala Populară de Artă vor promova județul la cel mai mare târg de turism din țară. Săptămâna viitoare, Gorjul va fi promovat și peste hotare, o delegație urmând să se deplaseze la un eveniment care se va desfășura la Varșovia. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Gorj, Oana Paloș, a vorbit despre evenimentul ce va debuta mâine la București. Județul Gorj va fi prezent ca de fiecare dată cu proiectul Redescoperă Gorjul. Iată că am ajuns în ultimul an de sustenabilitate al acestui proiect. În cadrul standului se vor organiza demonstrații de meșteșuguri populare gorjenești, iar alături de acestea vor fi prezente și ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, care are mai multe momente artistice în ziua de deschidere pe scena oficială a târgului. Promovarea județului Gorj va continua și săptămâna viitoare, de această dată în Polonia. Târgul de turism de la Varșovia are în această ediție ca țară parteneră România, iar județul Gorj a fost invitat să participe ca regiune parteneră în standul României, în standul Autorității Naționale pentru Turism, ca alături de Negreștoași, o altă zonă cu tradiții puternice. Vom avea o seară de gală, vom avea vizibilitate maximă de prezentare și de promovare a tradițiilor. Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, dar și alte instituții sunt implicate în această promovare turistică.